Bă, fiți atenți, astăzi avem amețitori și mafioți în trafic. Procentul de imbecil la volan s-a egalizat între femei și bărbați. Da, imbecil, nu mă interesează ce crede nimeni. Așa este, 90% dintre femei nu au ce să caute la volan. Nu, n-ai ce să cauți când ție sparchează el, ce să cauți? V-am mai spus, am făcut un verdict. Când tu îl chem pe el să-ți parcheze mașina, tu ce să cauți la volan? Tu nu realizezi că nu ai ce să cauți la volan? Tu ce crezi? Că drumul este doar drepte? Ce-ți cauți la volan? Unde crezi că suntem? Pe câmp? E o șosea ta pe câmp și mergi doar drept și da, e, apare el la sfârșitul drumului și îți parchează mașina pe câmp sau ce? Nu, tu nu ai ce-ți cauți la volan. Când la volan, știi ce se întâmplă? Mergi pe niște străzi care se intersectează cu alte străzi. Dacă e, cum să crezi, ce? Deci, e ca un labirint din ăsta, așa, așa, aglomerații și se face și pe aia intersecție și după aceea efectiv ai... de la te învârți, cum se numește, mă, la sensul giratoriu. Așa se pac, pac, pac și te învârți în el și te învârți și vin multe mașini peste tine și poți să mori. Și băi, știi ce? Vezi ca un truc și își înțeapă puțin toba. Vrei să-ți fac M5? Poftim? M5? Ce? Îți lipesc două țibile pe spate pe portbagaj și ai M5. Băi, știți pe aia cu pachet M5, care pachetul este doar despre scaune? Tu nu ai M5 tu. Nu, tu ai un de la cu 13 cai. Și pe care ți-ai lipit pur și simplu un abțibil, dar are 13 cai. Nu, e că tu cu trotineta, e același lucru. Dacă mergi cu tu, tu nu ai văzut că te depășesc trotinetele? Și M5, nu, mi-am pus un pachet M5, e pachet M. Pachet M, ce M&M? Ce pachet M? Ce pachet M? Nu, pachet M nu există, este că are ceva cu 100 la scaun. Atâta, da, în rest ai motor de Dacia.